Bine ați venit la Stax TV, review de mașină second hand aici la Țiriac Autorulate. Ce credeți? Volkswagen Touareg. Ultimul model de Volkswagen Touareg care mai mergea în teren accidentat. O să vă povestesc toate lucrurile astea, de ce mergea asta și nu mergea X5-ul și ce și cum, că vorba aia, am experiență de 7 ani. Dar astea sunt niște povești care o să vină pe parcursul episodului. Mai întâi vreau să vă spun de avantajele pe care le aveți dacă achiziționați o mașină de la Țiriac Autorulate. Garanție 12 luni. Posibilitatea de trade-in, adică veniți cu mașina dumneavoastră tot veche, o evaluează băieții de la Țiriac, vă cumpără și doar puneți diferența pentru Touaregul ăsta, care este din anul 2017, are doar 130.000 de kilometri la bord și costă doar 32.000 de euro cu TVA. Mare atenție, printre facilitățile de la Țiriac Auto Rulate, puteți să programați și un test drive cu mașina dorită. Nu puteți să programați test drive cu mașina, deci este de cai, dar ca idee pentru un Touareg, dacă aveți banii la dumneavoastră în sacoșă sau în cont, fiecare cum îi ține, sub pernă sau la saltea, sau în bancă, sau în mașini vechi, sau, da, să trecem peste, poate să vină să-și programeze un test drive, ba mai mult, mașina poate fi livrată la dumneavoastră acasă cu ajutorul unei platforme, dacă nu sunteți din București, să zicem, să nu uităm că Țiriac Autorulate are locații în toată țara. Trecând peste această introducere, vom vorbi despre acest Volkswagen Touareg cu motor de 3 litri V6 diesel de 264 de cai sau 6. Pe acolo, oricum 2 cai nu îi simte nimeni. Este o mașină second hand. Aș vrea să vă uitați la cum arată mașina la 130.000 de kilometri. O să vorbim despre opționalele ei și despre ce știe ea să facă și de ce mașina asta de la Volkswagen este ultima care mai avea valențe de a merge în teren accidentat, de a face overlanding sau chiar și off-road, dacă 30.000 de euro sunt mizilic așa și mergeți cu o mașină mai veche. Să vorbim despre partea frontală, așa cum o știți și o vedeți, este dotată cu lumini de zi și lumini xenon pe fază scurtă și fază lungă. Avem cameră în față, avem aici radarul pentru pilotul automat. Mergem pe lateral și pot să vă spun că este dotată cu jante de 18, suspensia pneumatică. De ce zic pneumatică? Pentru că pernele sunt pe aer, nu pe ulei, cum ar fi cele hidraulice. Deci mașina asta este dotată opțional, nu de fabrică, cu o suspensie care își poate modifica garda la sol. O să vă arăt din extrem, adică poate trece peste niște obstacole foarte, foarte mari, în poziția de încărcare, care este foarte, foarte jos, pentru a vă ajuta să vă urcați în mașină mai ușor și să încărcați bagajele mai ușor. Acum ea este în poziția normală. Bun. Lateralul, ce să vă spun despre el, că mașina vine cu barele alea longitudinale standard, pachetul de crom, jantele privacy glass, oglinzi rabatabile, electric și încălzite. Incredibil, doamnelor și domnilor. Mergem și la interior ca să vorbim, că de exterior, ce să vă spun, este superb, mie îmi place, eu mi-aș lua doi Touaregi, unul de off-road și unul de stradă, pentru că mașina se conduce senzațional. De ce spun asta? Am lucrat 8 ani la Volkswagen și eu sunt gică contra. Știți pe gică contra? Adică ăla care până nu vede el, nu crede. Înțelegi? Și când m-am angajat în 2016, George Moisescu, care era șeful meu pe vremea respectivă și lucrează și acum la Porsche București Nord, vă uciți acolo și întrebați de Daniel Tomescu, nu e nicio problemă, mi-a spus, domnule, mergem la Touareg Experience. Touareg Experience era un eveniment organizat de un băiat pe care o să-l vedeți într-un podcast la noi, în care clienții de Volkswagen Touareg erau invitați să participe cu mașinile astea pe niște trasee de off-road, să vadă adevăratele potențiale ale mașinii în teren accidentat. Și eu am zis, când omul ăsta mi-a zis că trebuie să mergem acolo cu munca, am zis, au făcut ăștia un Passat mai înalt și face off-road. Și pot să vă spun că Volkswagen Touareg a fost prima mașină pe care am condus-o în teren accidentat, primul model, nu ăsta, și în care am descoperit pasiunea asta pentru off-road și pentru a vedea cerul și pentru a zice, wow, mă, ne răsturnăm și extraordinar. Da, revin cu detalii pe parcursul episodului. Hai să ne mutăm la interior. Vrei portbagajul? Portbagajul, nu pot să spun lucruri frumoase despre el. De ce? În primul rând, mașina prezentată aici are un portbagaj electric care, eu sunt fanul lui, ne ajută să nu mai facem noi efort cu mânuța. Avem acest rulou de portbagaj care se trage frumos, avem și preșurile de cauciuc, mașina vine cu preșuri textile, avem și această bară care se poate introduce în aceste șine din portbagaj și putem compartimenta foarte
frumos portbagajul pentru a căra obiecte mici. Iarăși de portbagaj pot să vă explic că avem un buton aici și mașina coboară din suspensie doar în partea din spate pentru, așa cum spuneam, să o putem încărca mai ușor. Adică atunci când avem de băgat, de exemplu, un porc. Bă, porcul are 200 de kg, bă, băiatule, nu poți! Adică spatele drept, coborând din genunchi, că după o vârstă trebuie să vă dau și sfaturi de-astea, că după aia ne doare spatele vreo 2-3 luni și nu e bine. Da? Deci coborâm, flexăm din genunchi frumos, luăm porcul, apucăm bine de tot și îl punem aici. Dacă porbagajul era mai sus, îți dai seama, era mai mult de cărat. E mai jos, e avantaj. Deci, avantaj. Volkswagen s-a gândit la toate lucrurile. Mai mult, dacă porcul e mare, e și lung, adică pe lângă faptul că e greu, e și lung, putem să rabatăm bancheta fracțional, adică doar o parte din cele trei sau și cele două părți din cele trei. Pac, bancheta a căzut, intră porcul. Acum, ca să știi, să le pui de tot, împingi cu râtul. Bagi acolo, împingi, îndești, apeși butonul. Mare atenție, dacă n-a... adică dacă porcul, de exemplu, e un pic, știi? E un pic afară, pa, nu se închide portbagajul, că e electric. Dacă era manual, dă-i acolo tu cu forță, că nu se strâmbă nimic, că e mașină puternică. A, stai, vreau să vă mai zic o chestie care îmi place mie la Volkswagen Touareg. Roata... n-are roata de rezervă. Aici trebuia să fie o roata de rezervă de dimensiuni normale, ale jantei cel puțin, și cu o anvelopă specială foarte, foarte mică, care atunci când o umflam și o puneam pe mașină, devenea aproape normală. Foarte mișto era roata de rezervă. Nu e aici, nu e. Nu e, dar avem, avem trusa asta de la Porsche România, care fac pariu cu voi pe foarte multe milioane de euro că e expirată. Dar n-are importanță când cumperi mașina să gândi, ești tu trusă, doar nu te aștepți. Ah, nu, dau băieții la livrare, e ok. Bun, puteam și cu piciorul, dar în alt episod. Hai să vedem interiorul. Iată-ne la interior. Bă, și la interior aici pot să vă spun că, ce să vă spun, am tot felul de amintiri legate de Touareg, dintre care nu pot să spun foarte multe, pe post. Nu pot spun pe post că lumina asta n-am observat-o niciodată în 7 ani de Porsche. În sfârșit, să împing bancheta la loc, că o să mă mut și în spate, ca să vorbim și despre locurile din spate. Ce să vă zic, am mers foarte mulți kilometri cu Volkswagen Touareg, repet, începând de la primul model. Și întotdeauna mi s-a părut o mașină extraordinară pe asfalt. Mi s-a părut că se conduce ca un turism, efectiv. Trecând peste introducerea asta, pot să vă spun că mașina asta este dotată cu cheile Sentry. Scuze, avem buton de off, nu știu de ce mă agitam. Mașina asta este dotată cu cheile Sentry, adică putem să intrăm în mașină cu cheia în buzunar, pornim mașina cu, din butonul ăsta de start engine, cheia e tot timpul în buzunar. Nu mai zic, cum să spun eu, un mare avantaj al opțiunii keyless entry era că în momentul în care îți luai mașina de nouă sau chiar și second hand și vrei să o asiguri casco, dacă, Doamne ferește, mașina se fura cu cheia în contact, asigurarea casco nu te despăgubea. Așa că keyless entry, tot timpul având cheia în buzunar, oricine spura mașina, că te dădea jos cu forța, că metoda accidentul, că lăsai mașina pornită în față să se încălzească și așa mai departe, aveai cheia, luai banii de la casco. Deci o opțiune care nu e foarte scumpă la Touareg și aduce foarte multe beneficii. Avem volanul multifuncțional de la Volkswagen pe care îl cunoașteți, e același volan. Avem comenzile pentru lumini, ștergătoare, pilot automat cu păstrarea distanței față de mașina din față, funcția de automat la lumini, funcție de automat pentru ștergătoare. Deci totul este cumva automatizat aici, în așa fel încât noi să avem cât mai puține griji. Avem în această mașină și un opțional de volan încălzit, care este foarte util iarna. Avem spațiu de depozitare aici, torpedo, avem scrumieră cu brichetă. Mare lucru că multe mașini nu mai au nici măcar scrumiera, dar bricheta de aprins țigara sau ce vrem noi să aprindem. Avem aceste cotiere individuale, că poate suntem certați, că ați văzut. În relații oamenii se mai ceartă, nu vorbesc între ei, merg împreună, fac concediant, sunt cert, nu vorbesc. Știi? Mie îmi convine mult când noi nu vorbim, pentru că eu pot să fac ce vreau și nu mai spun nici vasele, că suntem certați. Mie îmi convine treaba asta și un Touareg m-ar ajuta foarte tare, pentru că are această cotieră individuală și fiecare își poate regla cum își dorește să-și țină cotulețul, și avem și acest spațiu de depozitare. Am găsit lucruri, e un lucru bun. Eu tot timpul găsesc lucruri când merg în mașinile second hand. Avem spațiu de depozitare pahare, avem spațiu de depozitare sticle pe fețele de uși. Să vorbim despre climă. Ce să vorbim despre climă? Este pe 4 zone, puteți să vă reglați individual, să nu credeți că puteți please start the engine. Nu, eu vreau să mă opresc. Mă anunță că bateria este puțin slabă și că mașina va lua contactul automat în 3 minute.
Ce ziceam? Ziceam de climă. Ziceam de climă că este pe patru zone, să nu credeți în povești de a dormi copiii, cum îi spun eu lui Traian noaptea, nu face diferență mai mare de 2 grade între aceste setări. Adică dacă tu vrei 17 și cel din dreapta vrea 25, că îi îngheață picioarele și care are circulația proastă, cum bine știți, nu o să funcționeze așa mare diferență. Bun, avem piele, avem scaune încălzite, scaune electrice cu reglaj pe 12 direcții, cu pernuțe care se umflă, se desumflă, așa cum dorim noi. Cutia cu 8 trepte de viteză, cu posibilitatea selectării plus-minus, ajută foarte tare plus-minusul ăsta la coborâri, frână de motor, teren accidentat, zăpadă și așa mai departe, pentru că frâna de motor te ajută să încetinești mașina fără să rupi aderența. Avem reglajul suspensiei care se face de aici dintr-un buton, parcă sunt 5 sau 6 nivele, nu mai știu exact. Avem reglajul pentru duritatea amortizoarelor, avem 3 funcții, normal, confort și sport, unde mașina, dacă mergeți cu ea pe drum, chiar face diferența între aceste setări. Și avem acest buton de on-road și off-road. O să revin la partea de on-road și off-road în momentul în care vom merge mașina și o să vă și explic de ce zic eu că ăsta este ultimul toare care făcea și off-road spre deosebire de concurent. Ce n-am zis? E ceva ce n-am zis? Consumul? Păi vă zic eu, consumul real al acestei mașini cu mers în oraș super liniștit este undeva la 11%, ceea ce mi se pare super tare, pentru că, de exemplu, modelul ăsta de Touareg este, dacă nu mă înșel, cu 400 de kg mai ușor decât modelul anterior, pentru că una din dotările care lipsesc și era în dotarea standard la modelul anterior era reductor. Mașina asta nu mai are reductor pentru că este dotată cu o cutie cu 8 trepte, spre deosebire de cutia veche cu 6 trepte. Au scos reductorul de pe mașină, cântărea, oamenii nu-l foloseau, oamenii îl puneau din standard, creșteau prețul mașinii și, cum să spun eu, probabil, eu știu să zicem, 85% din proprietarii de Touareg nu le foloseau niciodată în off-road sau în teren. Ei foloseau mașina asta pe stradă, unde v-am spus, mașina pe stradă se conduce ca un turism. Pe autostradă, credeți-mă, am fost odată la mare, nu mai zic viteza cu care m-am deplasat, dar în compania mea și ale Touaregului cu care m-am dus la mare, V6 TDI, modelul pe care îl filmăm, au fost două GTI-uri Golf 5 Edition 30 cu soft și un Polo GTI. Pe drum am mers împreună, vitezele nu pot să vi le spun, iar consumul a fost cam de vreo 9 litri în favoarea mea, ca și performanță. Adică eu cred că am scos undeva la 13 și băieții respectiv mai adunați voi 9 litri și o să vă dea 22, media până la mare, că s-a mers repede. Ne grăbeam, era 1 mai. Bun. Avem oglinzi electrice și încălzite, rabatabile electric, avem scaune cu memorie, pentru că atunci când conduce soția mașina să nu mai dă, stau să reglez, nu găsesc poziția, apeși pe unul ăla, pe unul ăla, pe doi ăla, pe trei, când se face și Traian mare, e bine așa, testul de mașină bună, știți, cu mânerul numai ăsta, e cu reglajul centurilor pe înălțime, avem reglajul centurilor pe înălțime aici în față, v-am spus, e o mașină de care eu sunt, cum să spun eu, îndrăgostit, le recomand prietenilor mei cu căldură și le spun să-și cumpere, că nu o să mă înjure pe viitor. E o mașină din clasa SUV mediu pe care eu mi-aș cumpăra-o fără nicio problemă, pentru că am avut experiența asta și pentru că mașina m-a convins în teren și pe stradă, am foarte mulți kilometri. Dacă aș fi venit, nu știu, un om care nu am lucrat acolo și așa, poate că n-aș fi avut încredere în Volkswagen Touareg, cum nici eu n-am avut la primul contact cu modelul. Hai să vedem cum stăm și în spate. Atenție, eu stau foarte bine aici, da? Vedeți? Poziția e chiar... Nu e bine? Nu stau bine? Stau rău? Poziția nu e corectă deloc. Nu e corectă poziția asta, zic. Nu e corectă, dar e lejeră, da? Avem și volanul reglabil, da? Pe înălțime și adâncime, mi-e place să fie cât mai la mânuță, știi? Și sunt lung la picioare. Uite, eu zic că e corectă, mă, de ce nu e corect? Trebuie să stau corect, nu? Stau corect ca Silviu, nu? Stau ca dăștea, instructor dăștea, că ăștia vorba aia. Și profesorii de matematică toată ziua fac exerciții acasă. Așa trebuie să stau, nu? Asta e poziția. Da, mă, păi trebuie să o simți mașina, nu e... N-ai cum să stai, trebuie să o fii pe ea. Doamne. Da, în sfârșit. Hai să mergem în spate. Da, să-mi reglez ca unul pe poziția de om normal, care conduce o mașină normală și vrea să stea și el comod la volan. Asta e poziția, da? Hai în spate să vedem. Degete, am dat drumul la ceva la ceas. Ce frică, mi-e busolă. Ce trebuie mie ceasul ăsta complicat? Să fac de-alea, cum fac ăia, nu? La YouTube, la... Ia uite, mi-e între 7 degete aici și 2 mâini și la genunchi și bag spatele. Spatele, știi, când n-ai cur, ai, știi, problema e cu coloana. Știi? Așa stau și... Nu, mă, frate, uite cât de bine stau. Pă bune! Și am și cotier aici. Atenție, și cu suport de pahare, na? Bancheta se lasă? Un pic.
Un picuț, un picuț, un picuț. Da, stau și mai bine acum. Am aici scrumieră, dacă fumez. Am guri de ventilație aici pe stâlp pe care le pot opri. Am guri de ventilație aici și cu clima în spate. On-off și bancheta încălzită. Doamne Dumnezeule, voi cum vă duceți copiii dimineața undeva iarna când aveți piele în mașină și voi aveți scaune încălzite în față? Eu sincer să vă zic, dau drumul la ele. Băi, eu mă gândesc, bă, săracul copil s-a pus pe bancheta aia rece, zic, îngheață sufletul în el, dar zic, eu de ce să îngheț cu el? Adică, eu am aici butul, pot să-i dau drumul, nu? Adică el oricum nu știe că eu am, știi ce zic? Dar e bombă să ai și în spate jur, adică mă gândesc, numai la copii mă gândesc. Voi cum faceți? Chiar sunt curios să spuneți în comentarii, când aveți piele în mașină și copil mic și îl transportați și voi în față aveți scaun încălzit, cum? A, știu, îl puneți în scaunul de copil și atunci nu mai e problemă. Dar dacă nu îl puneți în scaunul de copil, stă pe banchetă, cum fac? Puneți pătura? Da, e și asta o idee cu pătura. Da, deci aici în spate stau foarte bine. Mai am un spațiu aici. A, da, priză de 220, atenție. E și asta e opțional. Și cu priza de aprins țigara sau trabucul, depinde ce doriți. Și aici puteți să vă încărcați laptopul sau să vă aduceți un PlayStation să vă jucați. De exemplu, iarăși tetierele astea, doamne, de la Volkswagen, le iubesc. Sunt singurele tetiere pe care eu le-am văzut la o mașină în care le poți regla cât de în față vrei tu și îți poți odihni capul fără să fie o poziție ciudată la volan. Adică îți ține fix în poziția în care stai cu capul, doar că nu-l mai ții tu. Eu, având și capul mare, mă doare gâtul, știi, și simt lucrurile astea. Poate voi nu, că la un cap mic probabil nu sunt probleme de genul ăsta, dar la mine e 10% din greutatea corpului. Dacă mă înclin prea mult, cade. Da, bun, hai să o conducem ca să mai vorbim despre lucruri. Și vă spuneam la începutul clipului că este ultimul Volkswagen Touareg cu valențe de off-road. De ce? Pentru că am mers cu toate modelele la Touareg Experience și mașinile chiar merg în teren, spre deosebire de concurență, care producea niște SUV-uri cu foarte puține tendințe de a merge off-road, adică cu dotări care nu cuprindeau reductor sau blocanți centrali sau puntea spate. Ca să nu mai zic și de existența troliului din fabrică la Volkswagen Touareg, dar nu pentru România. Eu n-am văzut niciunul cu troliul din fabrică, nici nu puteam să comandăm în România troliul din fabrică. În schimb, în Germania am văzut câteva mașini la vânzare care aveau troliul original Volkswagen. Și de asta spun că este ultima serie produsă de acest gen. Adică pe mașina asta opțional puteai să-ți comanzi reductor. Asta în cazul în care faci niște urcări super abrupte sau ai de tras chestii foarte grele și foarte mari. Puteai să-ți comanzi blocant spate. Adică, știți, o mașină 4x4 dacă o încrucișați și mașina n-are blocant. Băiatul ăsta. Și mașina n-are blocant. Rămâne acolo. Știi? Tu zici, băi, 4x4, dar am roțile Nix în aer și nu mai pot să plec de pe loc. Pentru că nu ai blocant pe punte să facă să se învârtă roțile la fel, chiar dacă una e în aer sau una este pe teren alunecos. Dar discutăm în comentarii dacă vă interesează foarte tare partea de tracțiune și 4Motion și ce înseamnă diferențial central blocabil, ce înseamnă diferențial pe punte blocabil versus open, versus ce înseamnă controlul, versus ce înseamnă aceste avantaje în off-road, versus cât valorează un diferențial blocant pe mașina care vine cu această dotare din fabrică. Eu zic că, sau ce puțin așa era vorba între noi, că ziceam, doamne, are blocant, n-are. A, pe dacă n-are, mai pune-i 1200. Nu? Cât mai costă să montezi un blocant pe punte, știi? Cam 1200 de euro. Spuneam, am foarte mulți kilometri de off-road și foarte mulți kilometri de asfalt cu mașina asta sau cu modelele de la Volkswagen Touareg. Cel mai impresionat am fost de caroseria asta cu motorul de V8 diesel, care are performanțe de 5,5-0-100, adică e comparabil cu Subaru Impreza VRX STI. Se conduce senzațional, chiar și varianta V6 diesel este super plăcută la condus, atât în oraș cât și în afara orașului. Suspensia pneumatică este un must-have dacă ești destul de pretențios în ceea ce privește confortul în mașină. Ea te ajută foarte mult și în teren, dar poate ca 90% din cumpărătorii de Volkswagen Touareg nu mergi cu mașina în teren și o folosești doar pe asfalt și atunci zici, băi, n-am nevoie să o ridic vreodată sau să o încarc, o las eu jos, că o încarc. Cine stă, bă, de fițe de astea? Cine are timp?
de chestii de genul ăsta. Un carg normal cum am încărcat toate mașinile mele până acum, nu? Da, așa este. Dar odată cu suspensia pneumatică vin și amortizoarele reglabile, nu? Și acum noi eram în funcția sport și acum trecem pe funcția confort, unde mașina se transformă într-o mini bărcuță care absorbe foarte bine denivelările drumurilor din România, care știți foarte bine că nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate. Mașina, având 8 trepte, se conduce foarte bine pe asfalt și la drum. Tot timpul avem putere, nu există niciodată această lipsă de putere. Ca să nu mai zic ce face cu soft de la 260 de cai. Se conduce superb. Avem opționale cum ar fi volanul încălzit, de exemplu, avem camerele de-astea ambientale cu 360, avem pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față, avem scaune încălzite și în față și în spate, avem cotiera reglabilă individual. Dacă avea și blocam pe spate, mi-o cumpăram acum. Da, este o mașină pe care, așa cum v-am spus și mai devreme, eu o recomand tuturor prietenilor mei care îmi spun că își doresc un SUV cu care să poată să meargă și pe drumuri forestiere, să poată să meargă la un overlanding lejer și să poată să o și folosească în teren. Eu mașinii ăsteia, dacă mă întrebați, dacă eu mi-aș cumpăra mașina asta, la jantele cu care ea este echipată de 18, aș pune niște anvelope BF Goodrich All Terrain, aș monta un troliu în bara față, acoperit de suportul de număr, de numărul de înmatriculare, că există un suport care îl acoperă perfect. Aș monta niște scuturi și probabil niște distanțiere la roți, ca să scot roțile un pic mai în afară, să mă ajute la înclinările laterale când am un perete foarte aproape de mine, să nu zgârii lateral la mașină. Deci gândiți-vă că îi puneți un troliu în față care nu se vede, îi montați niște flanșe la roți, scoateți roțile un pic mai în afară, iarăși nu e o modificare extremă sau extraordinară, și puneți acele anvelope all-terrain de la BF Goodrich care vă ajută să scădeți presiunea în ele și să aveți un drum mult mai confortabil pe terenurile accidentate și, bineînțeles, mai multă aderență decât anvelopele de stradă. Deci dacă schimbați doar anvelopele, vă dați seama că puteți să circulați cu mașina așa cum e ea din fabrică, mergeți seara la restaurant, la dineu, la cină, într-o formă normală, și a doua zi puteți să plecați la overlanding, schimbați roțile și pur și simplu mașina se transformă într-un overlander care, credeți-mă, nu o să vă dezamăgească niciodată, ba mai mult, o să vă surprindă prin ce locuri poate să treacă și pe unde se poate să meargă, într-adevăr, dacă este condusă de cineva care știe ce face. Dacă noi mergem în teren accidentat și nici măcar nu decuplăm SP-ul, pe atunci pretențiile noastre să fie scăzute de la mașină, că nu e vina ei. Iarăși, așa cum se organizau acele evenimente de Touareg Experience și mașinile noastre de reprezentanță erau cu anvelope de stradă, cum poți să-i arăți unui client ce face o mașină dacă mașina nu are încălțările potrivite pentru terenul pe care merge? Nu există anvelope care să meargă bine și pe asfalt, și pe uscat, și pe ud, și pe zăpadă, și pe noroi. Există, dacă pretențiile sunt mai mari, atunci trebuie să avem o anvelopă pentru fiecare tip de teren pe care rulăm. Dar, repet, iarăși, vorbim de pretenții și de lucruri și de chestii de genul ăsta, putem să discutăm în comentarii, să-mi spuneți experiențele voastre și o să-mi dau și eu cu părerea, că nu sunt nicio expert, am doar niște ani de experiență, atâta tot. V-am spus, mașina este superbă, o recomand cu căldură, îmi place de mor și cred că în viața asta o să am și eu un Volkswagen Touareg. Pentru că este, nu știu, este mașina care se transformă cel mai ușor din mașină de oraș în mașină de teren. Așa, pur și simplu, la un bătut de palme. Adică pur și simplu ieșim de pe asfalt și intrăm în teren și mașina asta nu are nevoie de alte modificări ca să poată să facă față cu brio unor obstacole decente. Nu mergem la off-road, nu facem extrem, nu intrăm pe ravene, nu intrăm pe tot felul de nebunii, da? Deci, overlanding, tabla buții. Mașina asta se descurcă senzațional. Senzațional. Confort. Uite, ce să... Băi, da, mi-a plăcut mult. Și n-am avut încredere la început, v-am zis, zică contra. Ce bă, am făcut ăștia la Volkswagen, un Passat mai înălțat și gata. E de ăsta de teren, terminați-vă, bă. Și când am fost pe acolo și am văzut pe unde se bagă, am poze, intrați la mine pe Facebook, nu vă mint. Pe unde se bagă, ce ravene, ce urcări, ce mers pe asfalt, ce depășiri, ce, bă, zic, ești nebun.
era mic, nici nu prea aveam cu ce să compar. Dar a trecut timpul și am mai condus mașini și vă zic, tot gândul la Touareg mi-a rămas. Nu vă păcălesc. Știu, probabil vor fi oameni care vor zice că nu, domne, nu e adevărat, s-a stricat nu știu ce, s-a făcut nu știu cum. Mare atenție, luați-le de noi. Luați-le de noi și vedeți acolo când se strică. Sau verificați pe car vertical, vedeți că sunt kilometri reali, e toată treaba așa cum trebuie să fie făcută și atunci da, comparăm mere cu mere, nu mere cu pere, știi? Că na, experiențele oamenilor sunt și în funcție de ce mașini au condus, crezând că au 100, 2, 3, 4, 5 mii de kilometri. Și ele de fapt aveau mult mai mulți kilometri. Share, like și subscribe dacă vi s-a părut interesant, amuzant, util sau mai știu eu cum. Sau poate vreți să vă cumpărați un Touareg. Dacă vreți să vă cumpărați, mă sunați pe mine.